Ilan Laufer, fostul ministru al Comerțului și a Antreprenoriatului, a fost implicat într-un accident rutier grav în județul Prahova. Ilan Laufer, soția și cei doi copii ai cuplului au fost transportați la spital. Accidentul a avut loc în localitatea Câmpina, acolo unde un alt autoturism s-a lovit violent de mașina în care se afla Ilan Laufer împreună cu familia sa. În urma impactului, atât fostul ministru cât și soția sa și cei doi gemeni ai familiei au fost răniți, fiind transportați la spital. Potrivit primelor informații, vinovat de producerea accidentului este șoferul care a izbit mașina condusă de fostul ministru. Bărbatul în vârstă de 53 de ani încerca să intre în curtea casei în care locuiește, însă n-a văzut mașina lui Ilan Laufer Așa că nu i-a acordat prioritate. Fostul ministru a încercat să evite impactul, însă a derapat și s-a lovit de un copac de pe marginea drumului, după care a fost aruncat în autoturismul șoferului care a provocat accidentul. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative. În urma accidentului, poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ilan Laufer a fost ministru al mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat în anii 2017 și 2018. 2018 în cabinetul condus de Mihai Tudose. Recent, numele lui Ilan Laufer a apărut în scandalul azilelor groazei din Ilfov, unul dintre căminele verificate de către autorități fiind al tatălui fostului ministru. Căminul de bătrâni funcționa într-o vilă din Corbeanca ce îi aparținea familiei lui Ilan Laufer și funcționa fără autorizație, după cum au spus autoritățile care au făcut verificările. De partea cealaltă, Laufer a negat informațiile și spune că erau doar mici probleme care s-au o remediat, imediat, însă DSP-ul n-a mai venit să constate că totul este în regulă.